Ai fost găsit nepregătit de această pandemie. Mai poți face acum ceva? COVID-19 este subiectul dezbătut peste tot în ultimele săptămâni. Știrile sunt din abundență, însă unele sunt mai alarmiste decât altele. În cele ce urmează, nu vreau să adaug alte informații sau remedii pentru combaterea acestui virus, ci vreau să vorbesc despre o problemă care ne afectează extrem de mult pe toți, dar care este foarte puțin abordată, e bine camuflată și din afară nici nu-ți dai seama că există. Această problemă care alimentează extrem de puternic frica este faptul că suntem nepregătiți. Guvernele țărilor confruntate cu pandemia de COVID-19 au fost nepregătite. Sistemul sanitar a fost total nepregătit pentru valurile de oameni infectați. Marile corporații și diverse firme au fost nepregătite pentru astfel de situații și unele intră în faliment. Oamenii, în general, au fost nepregătiți pentru ceea ce se întâmplă acum. Mulți își vor pierde viața, alții vor pierde doar foarte mulți bani. Cel mai șocant este că preoții și pastorii bisericilor creștine au fost găsiți la fel de nepregătiți pentru a face față situației și unii credincioși au fost lăsați fără niciun mijloc de legătură cu biserica. De ce oare avem această nepregătire majoră pe toate planurile? Nu cumva suferim de sindromul lasă că mă descurc eu cumva? Acea atitudine extrem de nocivă care nu anticipează viitorul, atitudinea care într-un final va duce la multă suferință. Ori, să fie atitudinea ce a fost va mai fi și nimic nu e nou sub soare, acea ignoranță pentru tot ce înseamnă relevanța vremurilor actuale și trăirea cu amintirea vremurilor de altă dată. În Apocalipsa 16:15, Iisus spune: Iată, eu vin ca un hoț, ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și să-i se vadă rușinea. Ferice de cel ce veghează, spune Iisus. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele. Nu e ușor să veghezi, dar te-ai putea întreba tu, de ce nu ne cere Dumnezeu niște lucruri ușoare? De ce să veghez? De ce să-mi păzesc hainele? Câte mame din întreaga lume au vegheat și veghează nopți la rând lângă copiii lor? Câți oameni de afaceri veghează zi și noapte la bunul mers al afacerii lor? Atunci când un anumit lucru te interesează foarte mult, îi dedici timp, efort și sentimente. Sacrifici totul pentru acel lucru. Cu alte cuvinte, veghezi și îl păzești pentru că nu vrei să se întâmple ceva rău, neprevăzut. Vegherea se face pe timp de zi, dar și pe timp de noapte. Vegherea nu înseamnă doar să fii treaz, ci înseamnă să fii preocupat și pregătit. Pregătit pentru întâmpinarea mirelui ceresc. Păzirea hainelor înseamnă ca haina sufletului tău să fie curată, fără nicio pată, niciun păcat să nu fie asupra ta. Mirele se apropie cu pași grăbiți să-și ia mireasa iubită, biserica, dar venirea lui îi va lua prin surprindere pe mulți. Nu vor fi găsiți păzindu-și haina sufletului. Tu ești pregătit. Nu te juca cu aceasta, nu merită să-ți riști veșnicia, fiind superficial cu pregătirea ta. În timp ce COVID-19 se extinde peste tot în lume, frica multor oameni crește. Această frică arată că inima le este mult prea legată de lucrurile din această lume. Arată că sunt nepregătiți. Tu ești pregătit pentru cer? Dacă nu a existat o zi în viața ta când să te prăbușești înaintea lui Dumnezeu și să-i ceri iertare pentru păcatul din viața ta, dacă te numești creștin pentru că așa te-ai născut, dar Iisus nu înseamnă pentru tine nimic mai mult decât un simplu nume, dacă nu trăiești pentru a-i fi lui pe plac în fiecare zi, dacă nu ai un dor înfocat după Iisus, tu nu ești pregătit să-L întâlnești pe Iisus. Nu ai nicio treabă cu Iisus, nu-L cunoști și El nu te cunoaște. Iisus, numele Iisus e plin de putere, o putere în care se găsește viața. Iisus este speranța întregii omeniri, Iisus este acela care a fost răstignit pentru păcatul tău, a murit și a înviat ca tu să poți fi mântuit. Acel Iisus va reveni pe pământ foarte curând, fie că vrei, fie că nu vrei, fie că ești pregătit, fie că nu ești pregătit. Dar dacă vrei cu adevărat să fii strâns în brațele pline de iubire a lui Iisus, trebuie acum cât mai ai timp
să te pregătești pentru a fi găsit treaz și veghind la venirea Lui. Nu pierde această ocazie, începe să te pregătești chiar din acest moment. Recunoaște-ți starea păcătoasă, pocăiește-te cu adevărat și vei primi eliberarea și mântuirea. Învață să-ți numeri bine zilele, fii tare, nu te teme.